Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multe lucruri dubioase se întâmplă în perioada asta, ați văzut? Și fiecare primește ce merită, adică, sau ce nu merită, nu știu, habar n-am. Ați văzut ce se întâmplă în Ucraina? Au apărut rușii, la noi au apărut bursucii. Adică un bursuc a apărut practic de nicăieri. Este neclar de unde a apărut bursucul, pe strada fizicienilor din București. A, pe fizicienilor din delta urbană, spun eu că e acolo în zonă. Dom'le, nu e clar. Pentru că iată ce spune reprezentantul unei fundații ecologiste. Nu știm sigur de unde a venit. Dacă venea dinspre Văcărești, ar fi trebuit să traverseze Splaiul, ceea ce e dificil, că e foarte aglomerat. Asta e bună. L-a traversat noaptea și a stat parcat pe partea altă. Tu ai văzut cum se merge noaptea, om, pe Splai? Ce viteză e? Da. Dacă venea de la periferie, zice omul de la fundație, era o distanță mult prea mare de parcurs. Și atunci, după părerea mea, eu cred că, nu știu, bursucul locuia în zonă. Dar nu știu de ce s-a... De ce pleacă de la premiza asta că bursucul a venit într-o bucată? De oriunde o fi venit și din periferie și adică... Păi ce-a făcut, m-a stat... lung. O fi plecat o săptămână din periferie și a mai tot mers, a mai stat, a mai... Nu e chiar așa timp. Ele sunt, da, a mers noaptea, ele sunt mamifere cu activitate nocturnă. Bursucele? Să doarmă pe timpul zilei. Bursucii și bursucele. Practic un pic ca noi. Da, mai... Că și noi avem activitate mai nocturnă, în sensul că ne trezim când e întuneric afară. Da. Iarna, bursucii intră într-un somn prelungit. Mă rog, care se mai cheamă și hibernare, aș adăuga. Până la venirea primăverii. Asta ne place, noi, ne place. Asta s-a trezit de vreme. Da. Chiar dacă sunt foarte timizi și sperioși. Dacă se simt încolțiți și amenințați, bursucii pot mușca și zgâria destul de tare, avertizează specialiștii fundației. Deci, sunt bursucul pasiv-agresiv. Nu va. Dacă... S-ar putea să nu fie singurul bursuc din zonă. Bursucii trăiesc în familii și trebuie să-i găsim grupul, a mai spus un medic veterinar. Pe câți bursuci sunteți la serviciu financiar? Noi trei și o bursucă la caserie. Vă dați seama că, de fapt, toată știrea asta am dat-o numai ca să putem difuza acest mic pasaj. Pasajul, da. Deci toată povestea e cum facem noi să-l mai dăm nițel pe caragiul la radio. Deci era, da? Și o bursucă până la urmă. Luca a avut dreptate. Băi, asta nu. Care l-a așteptat? Acum trebuie să precizăm. Bursucul capturat pe strada fizicienilor este, de fapt, o bursuciță. Ah, care bravo. Plecat. Da. Deși a abandonat bârlogul conjugal, vizuina conjugală. A luat-o cap. Da. A fost capturată, va mai sta câteva zile la sediul fundației pentru o evaluare completă a stării sale de sănătate. Mă gândeam, băi, la cât de scumpe sunt analizele astea. Nu ne capturează și pe noi cineva să ne facă o evaluare completă, serios. Ba da, sistemul ne-a capturat și ne ține în el. Ah. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.